Bună seara tuturor acolo acasă din Republica Dominicană. Avem o seară de quiz. La Survivor România v-am obișnuit cu confruntări epice de maximă intensitate, însă câteodată seara ne strângem pentru a ne mai descreți frunțile. Bună seara, faimoșilor! Bună seara, războinicilor! Seara! De la voi, Cătălin Moroșanu, pe el îl aud câteodată, și de la voi, Sorin, în timpul jocurilor epice spun: haide să ne simțim și bine, da? Chiar și acolo. E, propunerea mea pentru voi este să ne simțim bine, mai bine decât bine în seara asta, la jocul de quiz. Este un joc Survivor. Asta înseamnă că are o miză. Corect! Până să aflăm miza, aș vrea să stăm de vorbă cu câte un membru al echipelor voastre. Începem cu voi, faimoșii, Culiță. Bună seara! Bună seara! Cum ești, Culiță, în această Sunt seară? Sunt pregătit. Da? Sunt pregătit. Eu știu că de ți-e plac quizurile ceva de speriat. De asta am spus, sunt pregătit, îmi place foarte mult, sper să fie un joc ca și cele de data trecută, care ne-a avantajat. Ultimul pe care l-am avut l-am și câștigat, de altfel noi sperăm să avem și un premiu acolo consistent, să fie ceva de mâncare, să mâncăm. Păi văd că ești cu ochii pe cupon. Da, mă uit acolo, dar nu văd nimic, nu știu ce se întâmplă. Bun. Sper să ne vină mănușă jocul ăsta și să-l câștigăm. Hai să vedem. Mulțumesc, Culiță. Mulțumesc. Războinicilor. Albert, bună seara. Bună seara, domnul Dan. Cum e, Albert? Cum e atmosfera în echipă? E destul... Înainte de un joc de quiz. Da. Ne-am propus să ne luăm revanșa pentru că am pierdut astăzi în fața faimoșilor. Visăm la ceva dulce acolo. Dar chiar cum toți am vorbit aici. Chiar vrem ceva dulce, poate ce să fie. Bun, și ne vom distra. Asta vrem, să ne distrăm în seara asta. Să ne distrăm și să câștigăm. Așa cum face la Survivor, jucăm un joc. Jocul este însă serios, are o miză. Dar să nu uităm de latura ludică a acestui joc. O să râdem, o să glumim, o să ne amuzăm poate de răspunsuri. Traducere pentru cei care nu știu ce înseamnă ludic, scuze. Ludic. Ludic înseamnă ceva care, iată, Andrei Antonescu le exemplifică foarte bine. Asta este. Râdem și ne simțim bine, da? Războinicii, energie. Sunteți de acord? Domn Dan, okay. Tăcea toată lumea, de parcă toată lumea știa ce înseamnă ludic, dar i-am dat de gol. A, ok. Bun. Mulțumesc, Dani. Vreți să aflați ce e sub cupola asta? Da! Miza jocului din această seară este sub această cupon. Opa! Echipa câștigătoare a jocului de quiz va câștiga, va primi, se va bucura de... Okay. 3, 2, 1... O salată cu pui! Fiecare membru al echipei câștigătoare primește o salată cu pui. Are puțină carte. E celebra salată Caesar. Salată Caesar. E cu pui, măi, salată cu pui asta, măi. Moroșanu, cum e, Moroșan? Doamne Dumnezeule, deci cea mai șmecher reward ever and forever la quiz game. Ăsta e șmecher. Are de toate, da? Îmi place să mănânc, abia aștept. Cum e, războinicii? Salată nu e dulce. Extraordinar. Nu e ceva dulce, dar nu e, dar eu chiar nu vreau de data asta, dacă eu visez de 2 luni de zile ciocolată, eu de data asta chiar îmi doream ceva sărat, jur. Deci chiar simt nevoia de sărat astăzi. Deci, avem și proteină, de carne avem și legume. Dacă nu aveam proteină, nu este problemă, pentru că noi avem un șoricel în baracă și dacă era să nu avem proteină, îl prindeam pe acel șoricel, îl tăiam, îl puneam la proțap și îl făceam și puneam salată. Așa e? Cindy. Prindeți șoricelul? Uite ce spune Melina. A, șoricelul, șobolanul, era mare de tot. Ce să păi, cu atât mai bine, nu? Și mai mare, mai bine, șobolan, da. Șobolanul. Pentru a câștiga această salată cu pui, veți juca până la 7. O singură rundă până la 7, da? Băgați-mă în cușcă, domnule. Vor fi întrebări, o să fiți acolo, știți foarte bine, la pupitrele voastre. Și urmează întrebările. Răspunsurile, vă readuc aminte, sunt cu numere, da? Dați o valoare cât mai apropiată de răspunsul adevărat sau de ce nu răspunsul adevărat. Concurentul care se apropie cel mai mult e concurentul care câștigă punctul. Echipa care acumulează 7 puncte este cea care câștigă quizul din această seară. Hai! Vom juca o singură rundă. Pregătiți? Da! Să înceapă jocul de quiz din această seară la Survivor România! Pereche care se va confrunta este o pereche a fetelor. Roxana Nemes de la Faimoși și Cindy de la Războinici. Hai, Cindy! Hai, Nemes, parcă! Hai, Cindy, dincolo! Întrebarea pentru voi, fetelor. Și nu uitați că aveți 30 de secunde să-mi dați răspunsul, este...
aproximativ câte grame de transpirație elimină piciorul unui bărbat zilnic? Mamă! Bravo, Cindy! Ai scris, Cindy? Bun. Roxana, gata? Da. Am rugămintea să-mi arătați ceea ce ați scris în același timp, acum. 250, văd la Roxana Nemes și un gram. Ei bine, nu, răspunsul are aproximație și este 250 de grame, exact la Roxana Nemes. What? 250 de grame, punctul merge la Faimoș. Băi, ce inteligentă ești, băi! Să mă mai aud când mai comentați ceva! De asta ai tu, de asta asta ai duel suprem, că ne... Știe cât transpiră piciorul lui Bărbaxu, de asta. N-ai cum, Cindy, a fost... Mai, nu se gândea nici dracu' la asta. Nu, nu contează, dar oricum nu se gândea nimeni. Scorul este de 1-0 pentru Faimoși la jocul de quiz din această seară. Urmează un nou duel, de data asta al băieților. Jador de la Faimoși, Starlin de la Războinici. Cine suntem? Și întrebarea pentru voi, băieți, este: cât timp în medie poate păstra o femeie un secret? Cât timp poate păstra o medie un secret o femeie? Gândiți-vă că e o cercetare științifică în spate, Jador, aveți 30 de secunde și tu pierzi din timpul tău. Începeți acum! Hai, lasă alea, că avem o salată de mâncat. Să moară Cipilan dacă știu, așa întrebări. Jador. Eu m-am gândit la mama, zic sincer. Hai să vedem. Deci, eu zic sincer, m-am gândit la mama. Vă rog să-mi arătați amândoi 10 minute. Oră. Deci o liță, da, tu n-ai fost la școală. Nici eu nu prea am fost, dar hai, uite că... Hai să, o femeie, da? În medie poate păstra un secret, repet, este o cercetare științifică făcută de un consorțiu de universități. Da, 47 de ore și 15 minute. Max, durata medie pe care... Jador, cu ora lui, a fost mai apropiat decât Starlin. Punctul merge la Faimoș Jador. Mulțumim, e quiz, suntem pe fan. Mulțumesc, Starlin. Mulțumesc, Jador. Punctul merge la Faimoș. Scorul este de 2-0 pentru aceștia. Ai pus pe aproape. Bravo, tată. La scorul de 2-0 pentru Faimoși, în jocul de quiz din această seară, intră pe nisipul arenei Cătălin Moroșanu și Romina. Hai, Cătă, 3-0, Cătă. Don't be scared. Romina Moroșanu, da? Ok. Câți metri poate să sară de pe loc un elefant? Câți metri poate să sară de pe loc un elefant? Aveți 30 de secunde. Vă rog. Câți metri sară de pe loc? Sau cu două. Cu patru lama sau cu două? Poate sări în înălțime, poate sări în lungime. Câți metri? O întrebare. Bă, Doamne ajută, am făcut și eu un calcul. 10 secunde. Ai vizualizat elefantul? Și ai văzut cum sare, da? Nu știu, bro. Să mor dacă nu, fac și eu așa. Haideți să vedem, stop. Vă rog să-mi arătați răspunsurile voastre. 5 metri, probabil 16 metri acolo. Ei bine, un elefant poate să sară de pe loc 0 metri. Nu poate. Este singurul mamifer care nu se poate înălța de la sol. Nici în înălțime, nici în lungime. Răspunsul mai apropiat a fost la Cătălin Moroșanu. Mulțumim, Romina. Punctul merge la Faimoși. Scorul este de 3-0 pentru aceștia.
Următorul duel la Survivor România, jocul de quiz, este între Zani de la Faimoși și Marius de la Războinici. Da. Hai, Marius! Se așează băieții la pupitrele lor, Zani pentru Faimoși și Marius pentru Războinici, iar întrebarea este: pe ce dată s-a născut Superman? Superman! Pe ce dată s-a născut Superman? Ziua, aveți 30 luna de secunde. Sau doar zi. Bă, pune data ta de naștere să moară civilan. Superman, cel fictiv. Data sau an? Nu, în ce an s-a născut? Bă, nu, cred că s-a născut desenele. S-a născut data. Data din calendar. Data din calendar. Între 1 și 31, da? Data. Între 1 și 31. Deci, gata. Dacă s-a născut în februarie, gata. Bravo. Am prăbătit două foi aici. Bravo. 10 secunde mai au băieții. Zici, scrie ziua ta. Radical din... Vreau să-mi arătați răspunsurile voastre în același timp, domnilor. Aveți voință, domnul. Văd acolo la Zani 6 mai, probabil, da? 6 mai și 19... 19. Ceva. Sau așa. Sau 19 februarie, văd acolo? Acolo, că ăla e. Acolo ai pus și luna. E tăiat. Să-l dea pe ăla care nu e tăiat. Ei bine... Personajul Superman s-a născut pe data de 29 februarie. Wow! Bravo! 29 februarie. M-a sunat înainte și mi-a zis, Mario, vezi că m-am scăpat. Ei bine, mai aproape 19 zani decât 6. Bravo, mă! Merge mult. Așa că punctul merge la Război. Bine, 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 bine. Și februarie. Este 3-1 pentru Faimoși în jocul de quiz de astăzi. Bă, da, o să știu și că e februarie. Următoarea confruntare este între Andrei Antonescu de la Faimoși. Hai, Andreea, baftă. Andreea, hai. Și Andrei de la Războinici. Hai. Bun. Următoarea confruntare a jocului de quiz din această seară este între Andrei Antonescu de la Faimoși și Andrei de la Războinici. Scorul este de 3-1 pentru Faimoși. Iar întrebarea este: cu cât la sută se mărește pupila unui om atunci când se uită la o persoană dragă lui? În procentaj, da? Cu cât la sută se mărește pupila unui om când privește la persoana dragă lui? Gândește-te la mine că mă privești. Asta cu procentajele știi. Fetița ta, gândește-te la fetița ta, gen. Sau eu când văd o fată frumoasă. Bagă procentaj. Gata? Vă rog să-mi arătați răspunsurile. Arată! În același timp. Wow, ai pus. Wow. Ce ai făcut 100%? Cu până la 100%, da, 100% văd acolo, 52. Ei bine, pupila unui om, atunci când privește către persoana dragă, se mărește cu până la 45%. Punctul merge la Războinici, a fost mai aproape Andrei. 3-2 pentru Faimoși, scorul general. 100% înseamnă că se mărește încă o dată. Încă o dată, da! Vă rog, ești la fetine. Nu mă bat, nu mă bat acum, că nu tolerez. Nu mă bat, nu mă bat, nu mă bat, nu mă bat. La scorul de 3-2 pentru Faimoși, următoarea pereche de concurenți care se va duela este... Elena de la Faimoși și Musti de la Războinici. Hai, Musti! Hai, Musti! Hai, adu punct de egalare! Elena! Adu punct de egalare astăzi! Hai! Ei, dragilor, dacă sunteți pregătiți, vreau să facem o călătorie pe mare. Hai de data asta. Hai că astea-i Musti, de-al Musti asta. Asta-i de-al Musti, hai să vedem. Și să-mi spuneți voi, la ce oră s-a scufundat Titanicul? Cel mai mare vas al tuturor timpurilor la vremea în 1912 s-a scufundat la un moment dat. La ce oră s-a scufundat Titanicul? Vă rog să răspundeți. Da, gândește la film. Aveți 30 de secunde. Ai văzut Titanic, da?
Jack! Hai! Hai, ca să o anulăm punctul după aia. N-ai tu treabă cu de-astea. E Titanic, chestii de fete. Nu te uiți tu la Titanic. Gata, Musti? Da. Vă rog să-mi arătați voile voastre acum. În același timp, iată. Deci răspunsurile voastre sunt 21 și 30 de minute trecute după miezul nopții. La 15 minute după miezul nopții pleacă primele mesaje de avarie că Titanicul are o problemă. La 30 de minute după miezul nopții încep să se coboare primele bărci. Titanicul se scufundă la ora 2 și 20 de minute în noaptea de 12 septembrie. Musti a fost mai aproape, punctul merge la Războinici. Scorul este 3-3. Bravo! 3-3, da? Egalitate. Următorul duel al jocului de quiz este între Cosmin de la Faimoș și Maria de la Războinici. Ah, zis, două, dacă data trecută am fost prost rău, să vedem dacă e tradiție. Și întrebarea pentru voi este: în ce an a fost descoperit din întâmplare cuptorul cu microunde? Cuptorul cu microunde a fost descoperit din întâmplare. În ce an s-a întâmplat asta? Aveți 30 de secunde. Bună, Marie! Gata, stop! Hai, Marie, pierzi! Haideți să-mi arătați răspunsurile voastre. Văd acolo 1965 și 1997. Cuptorul cu microunde. Cuptorul cu microunde a fost descoperit într-un laborator din întâmplare în anul 1946. Imediat după război. A fost mai aproape acolo, Cosmin, cu 1965. Imediat după război, era o perioadă efervescentă de descoperiri. Ei bine, da, 46. M-am gândit la microunde că e acasă, știi? Punctul merge la Faimoș, scorul este de 4-3 pentru aceștia. La noi, în Moldova, nu s-a descoperit nici acum. Următoarea rundă la jocul de quiz este între Sebastian de la Faimoș și Melina de la Războinici. Haide. Întrebarea pentru voi este, dragilor, vine din biologie. De câte ori pe an, în medie, bate inima unui om? Câte bătăi de inimă pe an, în medie, are un om? Pe an? Pe an. Deci la scara unui an. Atenție, da? Bătăile unui om, la scara unui an, aveți 30 de secunde. Cuma pe minut cât bate. Într-un an, da? Da, 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 la scara unui an. Nu contează dacă e îndrăgostit sau nu, sau cine știe, poate face sport, poate e la Survivor. Sebastian. Păi pentru noi la Survivor cu siguranță de mai multe ori. Da? Poate se uită la Survivor, cum sunt oamenii noștri dragi acasă. Mai aveți 10 secunde? Top? Lasă așa. Și am rugămintea să-mi arătați. Lasă așa. În același timp, dragilor, Sebastian, Melina, băi, hai să vedem valoarea pe care ați trecut-o pe foaie. Doamne ajută! Nu văd prima cifră, Sebastian, probabil că sunt 500 de milioane. Ah, ok, nu am fost așa exagerat. 500 de milioane acolo, 4,3 milioane și niște inimioare suplimentare de la Melina. E bine, pe an, băi. Inima unui om pe an bate în medie de aproximativ 35 de milioane de ori. 35, Melina, iată, tu ai fost 10% din valoarea aia. Dar restabilește egalitatea, Melina. Este 4-4 în jocul de quiz din această seară. Mulțumesc! Nu mă ridica.
Egalitate din nou între faimoși și războinici. Ce intensitate are acest joc, nu? Pentru a doua oară egalitate în această seară. Și în primul rând, o măsurăm o bună dispoziție, Zani. Și următorul duel în această seară este între Ana, de la faimoși, și Albert, de la războinici. Prezent. Câte fire de păr el cu păr au pisicile în mustață? Câte fire de păr au pisicile în mustață? 30 de secunde. Romina. Romina. Albert, nu le numără pe ale tale, gândește la o pisică. Te mai sperie așa. Nu vorbim, rugămintea mea e că l-anulăm. E păcat. Cât, e păcat cât, să l-anulăm. Păi de ce te uiți la el? A scris. Gândește-te câte fire, cât de mustață avea. Mai aveți 10 secunde, Jador, 10 secunde. Câte fire de păr? Hai, ia varianta simplă. Au pisicile în mustață. Parcă vă că ai scris 3 milioane. Și stop. Nu, nu, schimbă. Ia să vedem. Vă rog să-mi arătați răspunsurile voastre acum. 6 acolo, bine, la Ana, bravo. 12 fire. Știu, 12 fire, Albert, cum e? Cum se poate? Așa? 12. 24 de fire au pisicile în mustață. 12 pe parte. Punctul merge la războinici. Scorul este 5 la 4 pentru aceștia. 12 pe parte. Următorul duel este unul masculin. Între Culiță de la faimoși și Sorin de la războinici. Bine, revastă mea de la Brăila! Nu, bate palma, bate, vine și bate palma. Du-te de aici. Bate palma. Du-te de aici. Dragilor, voi sunteți băieți sportivi, da? Amândoi ați demonstrat-o și înainte de Survivor, dar cu prisosință aici la Survivor. Cât măsoară un teren de tenis? Cât măsoară în ce? În hectare? Un teren de tenis? Metri, în metri. Pătrați, okay, am înțeles. În metri. Da. Da. În metri pătrați? Hai, că ești de nu, nu vreau un metri pătrați, nu. Cât? În lungime. Cât măsoară? Da. În lungime? Da, lungimea unui teren de tenis. Hai, Federer. Hai. Nu, dacă ăla de fotbal are 100... De ce îi dă... Bă... Nu, 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 tăcet. Da, da, da. Hai, vă rog frumos. Ai pușcă virgula? Mai aveți 10 secunde. Hai, Culiță, că am încredere în tine. Sunteți gata? Stop. Vă rog să-mi arătați ceea ce ați scris. Cine șoptește unicul? Haide, mă, ești gata? Am modificat o cifră în loc de așa. Hai să vedem. Am pus 28 și acum a trebuit 28. Și acolo erau sunt 25 de metri. S-ar putea să fie 30. Un teren de tenis măsoară în lungime 23,7 metri. A fost mai aproape Culiță. Punctul merge la faimoși. Egalitate. Din nou. 5 la 5. Acum pot să bați palma nevastă mea de la Brăila. I love you. Bravo. La scorul de 5 la 5, faimoși și războinici în această seară, intră pe teren Zani de la faimoși Zani și Melina de la războinici. Hai, Meli! Hai, Meli! Hai, Meli! Zani, Melina, întrebarea pentru voi este următoarea. Până la câți kilometri pe oră ajunge aerul expirat într-un strănut? Viteza aerului dintr-un strănut. Până la câți kilometri la oră? Kilometri la oră. Kilometri la oră, aveți 30 de secunde. Ca mașina, cum merge mașina. Ca exact, bravo. A, gata. Pe fix asta gândești, jur? Da. Ați aminte când te-a luat radarul că ai strănutat? Și am ajuns, nu, așa, lasă. Mi-e fric. 10 secunde. Dai și explicația fizică? E fizică, frate. E fizică. Să mor răptată dacă n-am calculat, bă, metru cu metru. Centimetru cu centimetru. Say stop. Ia să vedem răspunsurile voastre. Hai, gata? Hai, 1, 2, 3 și... Wow! 183,5, ce precizie la Zani! Kilometri pe oră.
57 de kilometri la oră. Ei bine, dragilor, viteza unui strănut, iar în anul ăsta cu pandemia, deja am auzit valoarea asta pe multe, multe medii de informare, este de, poate ajunge până la, 160 de kilometri pe oră. Punctul merge la Zani, deci la faimoși, și aceștia în avantaj, 6 la 5 pentru faimoși. Congrats! Sănătate să aveți amândoi. Melina, mulțumesc! Scorul este de 6 la 5 în această seară la jocul de quiz pentru faimoși. Însă, poate fi punctul decisiv dacă este adus de Roxana Nemeș, care merge acum, sau Musti poate să-i țină pe războinici pentru încă un joc. Roxana, eu cred că seara asta te va surprinde. Adune punctul, Roxana! Poate fi ultima întrebare din această seară, iar această întrebare este: în ce an a fost construit primul metrou la Londra? Da. Te grăbim, știi? Ești ieșit în lume, Nemeș, nu face feste de-alea. Gata, gata, am auzit ce ai zis, dar stai să vedem. Zece secunde! Eu am încredere în tine, Roxana. Eu am fost acolo. Sau cu fiecare cifră scrisă de Roxana, faimoșii sunt mai aproape, sau Musti reușește să deseneze o eventuală rundă de departajare? Nu știm. Ai schimbat foaia. Nu trebuie. Ai schimbat foaia. N-am făcut mă nimic. Vă rog să-mi arătați în același timp, Roxana, Musti, anul pe care l-ați precizat. Bravo, Roxana! Bravo! 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 Ești bine, Musti, ești mai bine. Și eu m-am gândit la 30. Ești mai bine, Musti! Ei bine, anul este un an din secolul 19. O, un an, știu, un bravo, secol e care bine. Se termină la 1900, bine, știu, 1863. Mai aproape a fost Musti și punctul merge la războinici. 6 la 6 în jocul de quiz din această seară. Iată ce dezvoltare de scor interesantă. 6 la 6 între faimoși și războinici în această seară. Îi invit la pupitre pe Jador de la faimoși. Bă, Jador, ai grijă. Și pe Cindy de la războinici. Hai, Cindy. Hai, Cindy. Pentru această rundă am nevoie de asistență. Am să cer să vină întrebarea. Ea nu e la mine. Întrebarea nu este la mine, vă vine să credeți. N-am toate, nici măcar toate întrebările, da, păi, toate răspunsurile. Așa că am să rog să vină întrebarea la noi. Oh! Mulțumesc. Hai că ți-ți plac bananele. Câți centimetri măsoară o banană? Nu să pun mâna pe ea! Hai! Păi să pun mâna pe ea! Nu, fără să atingeți, mă! Du-te și scrie, bă, nu te mai prosti! Mergeți la locurile voastre și scrieți. Cât centimetri măsoară o banană? Cindy! Banana asta sau o banană în general? Gândește-te! Domnul Dan! Nu mai zice! Asta, da? Jador, e foarte simplu! Câți centimetri măsoară această banană pe care ați văzut-o în mâna mea? Nu, gândește-te la... La aia și cam cât e. Ce prost ești, bă! Ai scris, Jador? Stai, bă, prostule! Băi, ai scris, mă? Da! Cindy! Auzi? Gândește-te la o riglă cât e de lungă. Mai aveți 10 secunde. Vă rog frumos, băieții, faimoșii, hai, gata, ne calmăm, ne liniștim, că e pe fan. Gata, hai! Scrie! Unul din voi este cel care va duce punctul echipelor voastre. Hai, Jador, hai să vedem. Nu te mai bloca, Cindy, scrie acolo, te rog. Stop! Cindy, mulțumesc. Hai. Gata. Nu-i problemă, Cindy, stai liniștită. Moară Cipilan. Stănuș! Unul dintre voi este cel care va aduce punctul și va câștiga salata cu pui pentru echipa sa. E 6 la 6 la jocul de quiz. Aș vrea să-mi arătați răspunsurile voastre, Cindy, Jador, acum. 15,5 cm la Jador, 18 cm la Cindy. Jador,
mergi la loc. Sindic, cred că ai scris foarte bine. Această banană, măsoară. Această banană măsoară. Iar Cindy câștigă pentru războinic jocul de quiz din această seară. Scorul de 7-6 pentru războinic. Ridicați-o! Hai că mă asta 25 atât? Băi, uitați, băi, unde n-ai, băi, 25 asta, că e o flintică? Asta e. Băi, arătați-mi unde e asta, 20 cotii, flintică, să moară Cipilan din eu. Gata, bă, 20. E un buric. Jocul de quiz din această seară a fost câștigat de războinici, iată, după o răsturnare de scor. Le mulțumim pentru cum au prestat în această seară. Mulțumim și vouă, faimoșilor. Voi să mergeți pe insula voastră, cum da, știți, iar voi, războinicii, vă veți bucura de premiul câștigat la jocul aici de quiz. Aici! Salată de pui. Aici mâncăm, nu? Da, da. Centimetru, două. Acesta a fost momentul nostru de relaxare în această seară la Survivor România. Sper că v-ați distrat și voi acasă alături de noi. Ne revedem mâine la un nou joc la Survivor România. Maria, soarea aia de mare, nu puteai să o ieși și tu? Da. Ar mai mult de 5 bucăți de carne. Cindy, mulțumim frumos! Măcar atât după asta. Nici nu am vrut să mănânc cocos înainte de cuizul ăsta. Eu care nu mănânc salată decât cu cartofi. Asta ziceam și eu. Da. Eu care nu mănânc salată. Mi-e place salata. Dar nici măcar n-am vrut să mănânc cocos înainte de asta, că am zis că sigur mâncam aici. Gata, ce mai fac? Gata! Gata, băi! Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.